Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Polisum al județului Sălaj a fost solicitată să intervină astăzi după masă pentru asanarea de muniție neexplodată găsită în apropierea gării municipiului Zalău. Pirotehniștii ajunși la fața locului au identificat muniția ca fiind un proiectil de artilerie de calibru 76 mm. Muniția a fost identificată, ridicată și transportată în condiții de siguranță în vederea distrugerii. Sunt aici. Și e spune la cât de bunis pe aici și câte... Uite și tu cât arbătură e aici. N-ai cum. Și degeaba, da. Aici, aici, în pământ. Dumneavoastră l-ați găsit? Nu. Și ea se poate. În pământ din ăsta. Aici. La ce? La ce adâncime l-ați găsit? Păi la... De la... Păi și o scălărat, cum v-aș fi lutras. La un metru și... Este o puntăție la adâncime aici, în zona asta, gări. Ну, это совсем не классно.